Deputatul Platformei Demnitatea și Adevăr, Arina Spătaru, vrea să ia locul lui Andrei Năstase la șefia partidului. Ea a fost propusă pentru această funcție luni de către Organizația Teritorială Bălții a Formațiunii și a acceptat provocarea. Decizia finală va fi luată în cadrul Congresului Platformei DA, care va avea loc în 28 februarie. Spătaru, care este responsabilă în formațiunea de municipiul Bălți, a evitat să spună dacă Andrei Năstase a comis greșeli la conducerea partidului. Mereu împreună a fost, și la bine, și la rău, am împărtășit și bucuriile și eșecurile. Și acum când colegii mei și-au exprimat susținerea, sunt chiar onorată. Eu conștientizez nivelul de responsabilitate, dar asta e o oportunitate și o posibilitate de a pune umărul, în cazul dat, umărul pentru binele viitorul platformei, da? Democrația este lucrul cel mai important. Președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, nu ne-a răspuns la telefon pentru un comentariu. În schimb, joi, în cadrul unei emisiuni, el a declarat că va candida pentru al doilea mandat. Iar dacă cineva, cuiva, îi miroase a sânge, îl asigur că e doar sudoare. E doar, la ce vă referiți mai exact? E doar transpirație și nu sânge. S-au mai găsit din ăștia care mă vedeau deja mort. Nu sunt. Sunt încă viu. Sunt tânăr, sunt încă în putere. Am sprijinul partidului și atâta timp cât am sprijinul partidului și nimic nu-mi recomandă să mă retrag, nu mă retrag. Andrei Năstase conduce Platforma Demnitatea și Adevăr din 2015.